Hello, hello tuturor! Din nou! Ia uite-ne! Ieșind din Icloud, ne îndreptăm către Dej, după cum v-am spus. În această dimineață frumoasă de vineri, i-am dat continuare la vloguleț și în cea de-a doua zi. Am zis că-l fac pe două zile. E un răsărit ploios aici la noi, un peisaj superb în față. Se vede cum se rup norii, cerul senin în zare. Mă duc să ajung undeva înainte de ora 8 la Dej la descărcare. Vreau să fiu primul. Cred că ajung chiar în jur de ora 7:30. Să încerc să am o zi cât de scurtă de vineri în câmpul muncii. Dă băieții cu drumul din nou la cam când ajungem la Dej și vedem ce putem înregistra acolo. Veți, mă, ajuns îndată aici în zona industrială la Dej, unde o să mergem la MG Tech. Acolo să facem decaricare. Într-un sfârșit am ajuns în această zonă industrială. Băga mea, bă, o fost destul de greu traseul ăsta. Adică traseul în sine, că am venit de la București cu marfa aceasta. Adică nu traseul în sine, marfa. Chiar și așa, ia să te opresc, că deja am trecut de calea ferată, domniță. Traseul în sine nu-i cu probleme, că să vine bine, barge nasoale, marfa și camionul care e foarte vechi. Nu pot face comparație într-un euro 6 de vreo 2-300.000 până în 2-300.000 de fapt. Camioane predominante care le-am condus în ultima vreme. Și acest camion euro 5 de aproape 1.000.000 de kilometri și cu roata 5-a, ca și stabilitate și așa mai departe. Deci ar fi putut scoate un timp mult mai scurt pe traseul ăsta, tonajul ăsta și marfa asta cu un tandem, ca de exemplu. Cu tandemul de obicei atât consum cât și stabilitate, comoditate și tot pot scoate cel mai bine din punctul meu de vedere. E cea mai perfectă mașină din toate punctele de vedere, exclus partea cu deconectat, decopertat, ca e mult mai mult decât o semi-remorcă sau pe o dubă frig sau chestii de genul. În rest, stabilitate, jos pălăria, având în vedere care portantă, tandemul. Deci sunt multe plusuri. Iar la comoditate, imaginați-vă, probabil ați fost cu autocar, imaginați-vă că te simți ca și cum ai conduce un autocar în momentul în care conduci un tandem. Deci efectiv plutești. Nu simți nimica, e foarte fin, foarte stabil, inclusiv în curbe stă foarte bine. Euro 6, Euro 5 clar că pierde. Și mai ales dacă e vechi și uzat, asta am impresia că are ceva probleme pe la pernii de aer, că e foarte instabil. Când iei curbă spre stânga, dă o chestie, tot așa face camionul și se întâmplă pe la articulații, pe acolo ceva nu e ok cu el. Da, am ajuns cu bine, o să scap curând de aceste aproape 23 de tone de marfă. Aici
niciodată până acum cu materie primă decât am încărcat de aici, de la ei. Să vedem unde o să descărcăm. Că dacă e cu decopertando pe ambele părți, nu îmi va place mie. Dar vedem. Cred că avem aici colegi guți care au și noptat, din câte văd eu. Ai, Dumnezeule, tină, băganiaș. Facem în spate. Și că în spatele clădirii este o rampă și fac cu spatele. Aici n-am mai fost, dar mai are să vedem. Să țin pe cap. Uite ce fain e aici, China până în grumaz. Ne băgăm pulile, bă, fraților, bă. E frumos aici așa, dar nu prea. Sper că bine viu. Sper că nu mă cufund pe aici pe undeva. Bă, v-aș gura voastră, ce e aici, bă, băieții, bă. Aici trebuie să mă duc, mă, cu văpul la voastră. Da. Ia uitați ce e aici, abia vas. Unde te-ai băgat? Unde m-ai trimis, Roxana? Dumnezeule mare, fii atent ce e aici. Aici de mă împlânt, aici rămâi. Câte toni am? 50.000? Aoleu. Haide, pula noastră, copii, ce e aici, bevaș? Și că mă duc pe aici, pe cărarea asta, până la jumătatea drumului, până la jumătatea clădirii verzi. Și la jumătatea clădirii verzi vom găsi o mină de aur. Vom găsi și că o ușă de intrăm în clădire. Da, vom vedea ce e acolo. Până acum e frumos. E frumos aici așa.
mai frumos, mă, să mă trimată, mă, pe aia la altă parte, mă. Era la 2 metri de mine. Fii atentă, vă, mă, încus, că mă trimăs pe aici, mă. Sau aici ai pula? Cred că aici ai, mă. Aici ai măcinăturile, văd că... Întrebarea este care este și se va pune, că văd că sonerie nu este. Vreo altfel de ușă nu este. Văd aici hârtie mecinată. În față de mă duc acolo, rămân împlântat. Hai de pula mea ce e aici, abia v-aș să ubos. A, bun, să ne luăm boconcii, mă, băieți. Frumos. Să ne dăm jos cu păpucii noștri de casă, cu șoșonii. Aici închină până în grumază, în belipula. Căutăm aici frumos boconciorii. Facem eroi de sacrificiu astăzi. Și după ce gătăm aici de umblat până închină, bine, l-a spălat. Așa, frumos. Mă, duc eu să văd pe aici, pe cine-i găsi? Nu? Pe cineva în corhas trebuie să găsesc. Aici ne îmbrăcăm așa frumos. Ne prim camera de pe bord. O, dar vai, dar cum deschidem ușa? Să vedem, să vedem, dar să vedem, să nu vedem, dar tot vedem. Bun, prin fotomotorul. Am uitat o viteză, scoatem. Hai să vedem, mă duc să caut.
încerc să întorc camionul în hală și remorca și să ies cu spatele pe ușa aia. Ce putem face? Și cum o rupem noi aici? Menționez că avem cu roata 5-a, nu cum îi spunem noi, cu proțap. Să încerc să rup aici în hală, să ies cu spatele, că dacă nu, nu am cum trece, că rămân în pod molit. Hala în construcție. Și trebuie să facem o manevră ca să putem ieși. Așa. Frumos. Întoarcem noi aici. Teoretic ar trebui să putem fără probleme. Practic mai vedem. Adăugând
terminația mobilul, ca și în Dex, în Alania Gadget era, nu știu ce, mobilul, nu știu ce, hai să vedem dacă merge remorca aici. Să nimeresc cu ușa de pe dreapta. Și vă dați seama că nu văd colțul din stânga deloc. Dar timp că rupe mai tare, frumos. Așa, bang. Bang, și acum ne dăm după ea. Ușurel. Mențin virată, să fiu sigur că nu dărâm nimica. Așa. Hai că cred că am făcut treabă. Așa. Cred că am făcut treabă și ieșim frumos din hală, fără probleme. Mai tare remorca. Cam acolo niște saci și nu se poate ei. Să mă uit cel mai bine, mă uit. Da. Deci nu e ok că mă se poate ei. Trebuie să mai fac o manevră, să dau mai în dreapta remorca. Asta e. Dacă meream fără să mă dau jos, riscam să lovez remorca. Cel mai bine, mai bine verifici de două ori înainte să pățești ceva, înainte să lovești ceva. Că e meserie, mă, băieții, mă. O scot până la urmă, dă-o în credență. Așa, frumos. Da, da, mă ține virată. Așa, frumos. Frumos. Cât de cât. O scară de DAF roșie, oare de la firma noastră o fi? Bun. Hai că o să vă arăt. Deci o făcut băieții cu maneta asta. Cum să mă duc pe aici în față, fiindcă îi noroiul până în genunchi.
și nu pot trece în partea alta. Și aici, după cum vedeți, nu pot să mă virez. Practic, dacă aș fi ieșit cu fața cum am intrat, că am intrat cu spatele aici în hală, ar fi trebuit să ies la 180 de grade în direcția asta, drum care manevră n-aș fi putut să fac manevra asta. Dacă mă înțelegeți. Și amu, să merg încă dânga-dânga frumos. Să o sunăm pe Roxana. Să vedem ce zice Roxana. Ne-am gătat de descărcat. Și eu dăm frumos pe pitică înapoi pe aici, pe închină. Să vedem dacă mai lucrăm ceva, dacă mai avem ceva de colectat, sau eu dăm mai mult către firmă. Ia să vedem. Tovarășa Roxana. Înțeles că nu răspunde never din prima, Roxaneta. E sună ea. Pam, ieșit, mă, băieți, mă. Și nici nu ne-am împodmolit și am un să dezgheață și să mă oi china și mai tare. Și numai bine că e 10:30 și am descărcat. Eu estimam că gătăm până amiaz, dar am fost harnic. De descărcat aici la Dej, hârtia. De aici ce fac? Vin gol, încarc ceva? Am nici nu pentru tine, pentru că mi-am să mai întreb colegii, mai stai un pic acolo, întreb și îți zic, bine? Ok, mersi. Plăcere, pa, pa. Pa, pa. Vine, mă, băieți, vedem dacă mai avem ceva de colectat. Și eu dăm frumos pe pitică. Cătă companie, cam ăsta a fost vlogulețul care l-am început la București și l-am gătat la Diaj. Aici la Diaj în China, unde se construiește mega, giga, hectopizdu, mare clădirea, afacerea. Și ce să zic, ne vedem după ce, bineînțeles, dați acolo pentru cei care mai sunteți în momentul ăsta aici. Puteți da acolo frumos un lăiculeț. Dați un abonare la canal, un follow, dacă n-ați făcut-o încă. Dacă vă place ce fac, puteți să apăsați acolo clonțopelul să vă apară în momentul în care postez ceva nou. Și ce să zic, trăiți-vă familia voastră. Ne vedem curând la un nou vloguleț. V-am pupat. Ciao, les! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan your own hands can land.